Îi număra de la 1 la 3. Iar tu, Ela, cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a Lianei. Iar tu, Liana, te observi oricum tu dorești. 1, 2, 3. Liana, da. Ce percepi? Cum te percepi? Sau ce percepi? Percep niște lumină aurie, așa, nu știu cum să zic. Adică nu sunt, cum să zic, sunt gen ca un fum, așa, dar... Da. Dar de culoare aurie. Auriu, dar nu auriu strălucitor. Auriu, ok. Fumuriu, așa, să zicem. Fumuriu, auriu, da. Și ce formă? Nu are o formă, apare și dispare când și când. Câte lumini sunt, dacă le nume? Nu sunt separate, sunt așa într-un tot, nu? Într-un întreg. Da, ai zis lumini. Într-un întreg, nu știu dacă sunt, nu știu cum să mă exprim. Vezi ca o un pază, abur. Ca vezi un un abur. Un abur spre auriu, da? Încețoșat. Ia, bagă mâna în aburul ăsta și cere informație. Zi să-ți spună cine este. Ce este? Acum a dispărut. Da? Ia uite-te, zi să vină în fața ta aburului. Te-i comand. Și să vezi că face ce spui tu. Învârte-te, uite-te în jur și vezi dacă îl găsești pe abur. Găsești? Nu. Nu este. Foarte bine. Ce altceva percepi? Dacă ești atentă, poate poți să percepi cu oricare alt simț. Orice. Tu unde ești? Unde te simți tu? Înăuntrul tău sau în aparat? Eu zic că înăuntru. Și ce simți? Ce percepi? Ca și energie sau oricum ai percepe? Este foarte... Mai decât așa o emoție, să zic aici în plexul. Aici în plexul solar, să zic. Cum o simți emoția asta? Adică, ce senzație îți dă? O senzație de... Parcă greutate de respirație. Da, ok. Cu mâinile tale energetice, pur și simplu, bagi mâinile în pieptul tău și scoți afară această greutate. Sau poți să-ți faci, cum vrei tu, să-ți faci magneți, mâinile tale au magneți și extrag această greutate în afara ta. Oricum tu vrei. Și îmi spui ce se întâmplă. Iese? De vizualizat nu vizualizez, dar... Nu, dar cu ce simți? Poți să simți. Să zic că mă liniștesc. Uite, eu dau un număr de la 1 la 3 și dau comandă să iasă afară. Și tu îi dai comandă să iasă afară odată cu mine. 1, 2, 3. Să iasă afară această emoție, această greutate. Să se pună în fața ta. Ai ieșit? Da, respir mai ușor. O vizualizezi? Nu. Emoția asta? Ok.
Văd. Deci te simți mai bine, respiri mai ușor, da? Uh-huh. Uite, acum rămâi un pic așa și ești atentă la ce percepi. Să vorbesc cu Ela un pic. Uh-huh. Ela? Da. Ceea ce ea simte sunt foarte multe emoții, blocaje, uh-huh, energii blocate, adunate, uh-huh, transmise către ea de o altă entitate. Deci văd că vine spre ea, îi sunt trimis constant. Și ea le acumulează, le adună, nu le scoate afară tot timpul, le mai scoate, dar nu tot. Și se adună, sunt energii de supărare, de îngrijorare, de neputință, oboseală, a ajuns la o saturație, simt, spune, nu mai vreau, nu mai pot, m-am săturat, vreau să se termine. Se ținea așa și de cap și de piept. Mă doare tot ce se întâmplă și nu știu cum să fac, nu știu cum să ajut, nu știu cum să fac să se termine odată. Deja face, spune că deja face lucruri. Da. Pentru ea și pentru membrii familiei și în această sesiune o să ne ocupăm de fiica Vanessa. Imediat o să o chemăm și pe ea. Mă interesează, Ela, ce era umbra aia, ceața luminoasă aurie? Așa își percepea ea acea energie blocată, care era și în jurul capului și pe piept, mai mult în piept. O apăsa și o durea, dar și în jurul capului, copleșită de gânduri, de probleme, de situații, de idei cum să rezolve, ce să facă, cum să facă. Deci e copleșită de toate această energie în care se află. Și aia o percepea ea, aia o vedea ea ca un or în jurul ei. Când am numărat și am dat comandă să iasă afară, a ieșit. Distras-o? Da. Bine, spune-i să o ardă, să le ardă. Da. Se arde. Și acum cum o vezi? Mai ușurată, cum ne-a și spus? Da, este mai eliberată, mai ușurată. Mm-hmm. Nu văd entități în câmpurile ei, dar toate aceste situații sunt trimise din afară. Deci entitățile celorlalți, da? Da, da. O să vedem imediat și asta. Hai să cheme, spune-i sufletul Ilianei, se cheme sufletul fetiței, Vanessa, fetiței ei, din această experiență. Da, bine, o văd. O identificați și tu și Liana? Da, ea este. Cereți acordul. Ea vrea să dea acordul, ea își dă acordul, dar e un pic încurcată de cineva. Da, da, e un pic supărată, un pic neîncrezătoare, e controlată. Deci îi sunt induse aceste idei. Dar și-a dat acordul, adică a spus că dacă mama dorește, fac, e ok. Așa a spus. Ce grad de conștientizare are aici? Și Liana și Vanessa? Vanessa are 2,8. Uh-huh. Liana are 16. Uh-huh. Ok, hai să întreb și pe Liana. Ce percep, Liana? Nu știu cum să descriu și oricum nu stă tot timpul, deci când și când apare, da, așa ce? ca un, nu știu dacă e cerc sau, da, așa ca și cum ar trebui să ne se formeze o imagine, uh-huh, și
Dar fuge încolo, se duce, adică vine un pic, dar nu suficient. E mare? Se, e mare, mică, cum apare cercul ăsta? Destul de mică, că e cum ar veni într-o mai îndepărtată, așa. Se apropie de tine și apoi dispare, se îndepărtează iarăși, pulsează, așa? Exact. Cum ar... Nu, nu pulsează, dar se deschide. Ce culoare are? Dacă are o singură culoare. Avea un fel de cenușiu și parcă în spate, așa, ca și cum ar fi ceva cu verde deschis, așa. Ia să întreb pe el. El are ceva pe ochi pus, Liana? Pentru că nu vede bine, uh-huh, sau? Uh-huh. Nu vede în totalitate, într-adevăr, dar ceea ce vede este entitatea fiicei, care îi apare și îi vine și pleacă, pentru că nu poate să stea în câmpurile ei și nu este în câmpurile ei și atunci o percepe când e mai aproape. Că vine și pleacă. Da. Vine, ce vrea să facă când vine? Să-i mai trimită niște energie din asta? Care se poate apropia de ea, îi trimite energie, da? Pentru că ea își mai scade vibrația pe emoții, pe atașamente, pe idei, pe problemele care sunt. Și atunci se apropie și în momentul în care se apropie, ea o poate vedea și o simți și în momentul ăla și trimite tot felul de energie joasă. Hai să, în primul rând, hai să facem câte o bulă fiecare dintre noi cu lumină pură și iubire și să intrăm în ea, bulă de protecție. Deci de văzut îi vede energia, nu îi vede imaginea. Exact, nu o vede pe. O vede energetic. Îi vede energia doar, da. Amprenta energetică îi o vede. Da, facem câte o bulă de cea mai înaltă vibrație de lumină pură. Și ne îmbrăcăm fiecare în această bulă, și Liana, și Vanessa, și eu, și tu. Și această bulă de vibrație pură va fi activă și ne va proteja pe toată durata acestei sesiuni și încă 24 de ore. Și acum, hai să-i spunem... Adică îți spun și eu, Liana, observă când vine sau mergi într-un moment, când se apropie acea amprentă energetică, acea energie, când se apropie de tine și o îngheți. Dai comandă? Rămâne, să rămână nemișcată și să o așezi în fața ta. Pentru că face acțiunea asupra ta, indiferent de la cine vine. Nu spui după ce ai dat comandă. Am dat comandă. Ce percepi? Nu știu, vine așa că o luminiță, așa, dar nu-mi dau seama dacă chiar din planul ăla, mie să nu mă deranjeze vreo lumină să-mi intre sau... N-are de unde. Nu-mi dau seama exact. Nu are, da, nu? Ești cu paravanul pe față, cu șarfa. Ok, hai să ne ajute ela. Vedem ce s-a întâmplat ela. A blocat entitatea? Da, a reușit să blocheze intenția trimisă și în momentul în care s-a apropiat din nou de ea, a blocat-o. Este blocată. O pun într-un clopot de lumină pură. Da. Deci este entitatea Vanesei? Vanesei, da. Vreau să fii atentă și Vanessa. Și să... Dacă Liana a blocat-o, hai să lucrăm. Hai să-i zică partea sufletească a Lianei, să-i spună să-și ia forma adevărată această entitate. În primul rând, cum se prezintă? Tu cum o vezi? Cum se prezintă lor? Liana, i-am văzut. Doar amprentoare energetic o percepe? Cum îi se prezintă Vanessei? Vanessa nu o percepe deloc. Deloc? Nu. Este în control mind de această entitate și Vanessa e un, ca și cum ar fi sedată, ca și cum ar fi adormită. Deci
drogată, să zic așa. Da. Deci nu, de către entitate. Da, nu percepe, nu vede, nu simte, nu... Sunt duse efectiv toate ideile, toate comportamentele, tot. Această entitate este un, un alfa draco. E alb? Ce culoare? Un gri mai deschis. Gri deschis. Nu e alb-alb. Un gri mai deschis. Ce înălțime are, descrie? Și cu pete verzi, are și pete verzi. Deci are ceva lene și reptilian, nu? Da, da. Are și mai vine informația că și din Zeta are ceva. Da, deci 12% e și Zeta. Zeta are. Înălțime 2,8 metri. Mare. Da. Eu îl văd musculos. Mare, musculos, are o piele gri lucioasă, are pe brațe, pe umeri aici, îi văd niște dinți din aia, alea crescute, pe brațe, pe umeri, mai multe, deci de la umăr în jos până la cot. Un pinten mare în spate, la picioare îi văd. Un pinten foarte mare, cum au cocoșii, dar îl ajută și să se sprijine. Câte degete are la picioare, câte la mâini? La picioare 3 cu pinten cu tot. La deci mâini. Doar 2 se sprijină, da. Pe 2. 2 și un pinten. La mâini la fel. 2 și un pinten. Văd. Da, ok. Capul. Capul e cu bot de reptilă, ochii mari, negru cu albastru. Ochii. Okay. Da. Adică o care e negru? Partea noastră, sclera, care la noi e albă, la el e neagră? Nu, în mijloc e negru, da. Și pe margine are ceva albastru, da? Și pe urmă alb. Ah, sclera e albă și la el, da? Da, da. Așa. Da. Sunt ochii mari și lunguieți așa și capul e un mic așa în spate, deci sus capul pare mic, foarte mic, nu știu. Da, adică și parță de corp? E un cap mic? Da. Nu, partea asta din spate. A, asta de acolo. Fața pare mare, fața da. E destul de mare și asimetrică, dar în spate capul e mic așa. E mic. Reptila, așa. Ok, așa arată el. Fai vizibil. Uite, dau comandă de la 1 la 3 și Vanessa percepe și ea această entitate, așa cum ai descris-o în forma ei. Să taie legăturile prima dacă dată. Poate, dacă înțelege, sigur să le taie. Și să taie și Liana, pentru că și ea are permisiuni ce vreau. Îi arăt cum să facă, să fac după mine. Și atunci o să zice, ok, fac. Da, îi arăt cum să facă, să scoată sabia de lumină, să-și facă sabia de lumină și de jur împrejur să taie tot ce simte. Da. Nu-i aparține și să taie toate stringurile. Și Liana face la fel. Și între ele două, stringuri cu oricine și orice. Da, da, tot. Ok, acum că a tăiat stringurile, e mai lucidă și acum da. Să-l vadă. Ia, și acum să se uite la el și să vadă cu ce entitate sau ce entitate avea în câmpuri și o controla. Nu e șocată, deci e drăguț. Da, e drăguț? Așa spune. Știe de când, își amintește de când stă în câmpuri cu ființa aceasta? Spune de mult. Ce e prietenul meu. Zice prietenul ei, da? Da, așa spune. Cum vede prietenia asta? Adică ce, în ce constă prietenia asta? Sau a constat până acum? Zice, mă ajută să nu fiu singură. Să nu mă simt singură.
Da, deci nu este singură. E cu mine peste tot, spune. Dar ea n-a fost singură niciodată. Da, stai puțin, că e interesant că la început nu îl percepea. Era starea ei, era, înseamnă că a dus-o pe ea în acea stare de inconștiență. Nu îl vedea, nu-l percepea. Nu știa și despre ea. Acum spune că e prietenul ei și că e cu ea peste tot. Păi ia să întrebăm. De ce la început nu l-a perceput, nu știa, nu... Sau n-a vrut să ne spună? Spune, am crezut că a plecat de o vreme de lângă mine. Mai pleca așa? Și atâta dată mai pleca? Nu, n-a plecat niciodată, dar de o vreme nu l-a mai perceput. Perceput. Așa spune, da. Hai să-i arătăm de ce nu l-a mai perceput. Ela, îi faci un ecran și arăți în energetic, îi arătăm ce s-a întâmplat. De ea nu l-a mai perceput. Nu l-a mai perceput că a fost el plecat sau nu l-a mai perceput că s-au întâmplat alte lucruri energetice. Da, deschidem ecranul, fereastra asta și nu, el n-a plecat din câmpurile ei. A fost tot acolo, dar la nivel energetic i-a pus pe cap... acea, nu știu cum să spun, implant prin care o controla, acel control mind și pur și simplu el acționa prin mintea ei. Deci, deci ea nu mai era prezentă. Nu mai era prezentă cu mintea, nu. Deci practic prin acest implant observăm aici o posesie, da? O posesie, da, un fel de posesie, da. Da. Acum mă înțelege de ce nu l-a mai perceput? Deci înseamnă că m-a păcălit. Înseamnă că nu mi-a fost așa prieten cum a spus înainte. Ce îi sugera? Poate să ne spună ce idei îi sugera ca și prieten? Ce îi spunea să facă la început, până să dispară? La început îi sugera doar că vrea să joace cu ea, doar că vrea să stea cu ea. Bine, dar ea nu-l percepea așa urât, așa mare. Avea altă formă. Ce da, formă? Folosea o altă hologramă, o altă imagine, da. Mai mică, și nu avea, de exemplu, colții aceia pe brațe, nu-i avea. Deci era tot... Era fioros, era ca o jucărie. Da, deci ca și cum și-ar fi șters de pe corp anumite... protuberanțe, forme. Da. Da, care să-l facă mai drăguț. Când a venit el la prima dată în câmpurile Vanessei? La 3 ani. La 3 ani a venit. La 3 ani. De la 3 ani îl percepe. De la 3 ani a fost cu ea, vorbea cu ea. Era pe Terra. E un lucru, am văzut și în alte sesiuni și cred că aproape toți copiii de pe Terra sunt interferați la vârste foarte mici și au câte un dăsta. Aveam chiar un colegă de servici care fiul avea un prieten cu care se juca. Îi spunea mamei, prietenul lui. Deci cred că majoritatea copiilor au. Unii percep ca și prieten și fiecare în ce proiect este, da? Da. Dar și l-a perceput ca pe un prieten. Nu s-a manifestat atât de mult în viața ei reală, încât să spună tuturor că are un prieten și așa. Da. Vrei să vorbim un pic cu asta, cu ființa asta, Ela? Da, bine, și telepatic, o legătură. Dacă vrei, că aștept să-mi răspund. Da, îmi fac o protecție mai bună, pentru că văd că e foarte bun control. Lumină pură și iubire. E foarte bun control mind. Control mind. Da. Îți pui un dop pe legătura, dopul gros de lumină pură și iubire spre tine. Da, ok, gata. Și număr de la 1 la 3 și lași pe această entitate să vorbească. 1, 2, 3. Eu sunt Eleonora, tu cum te numești? Bună. Olip. Cum? Molip.
Mulip? Da. Cine, numele ăsta este al tău, originar, sau ți l-ai luat acum, ca să-mi spui mie? L-am luat de ceva vreme. Și cine mai știe că te numești așa? Cui te mai prezinți așa? Tuturor care mă întreabă un nume. Am văzut aici, din ce am observat până acum, că ești în câmpurile Vanesei. De când ea avea 3 ani, te-ai prezentat cu o altă hologramă, tot ceea ce am văzut, da? De la o vreme, Vanessa are diverse schimbări în comportament. Așa. Și am văzut că, tot de la o vreme, tu ai pus implant și te exprimi tu, efectiv, prin corpul Vanessa. Da, așa. Și... așa este? Da. De ce i-ai luat controlul? De ce ai luat controlul? De ce vrei acest corp? La ce-ți folosește? Pentru că tu oricum până acum ai extras energie, ai păpat... la greu ai făcut ce ai făcut în acest proiect. Tot ce facem noi în fizic este pentru a extrage energie de peste tot și de la oricine. Deci, practic, înțeleg că nu-ți mai ajungea energia extrasă de la Vanessa și îți trebuia și energia extrasă de la mamă, de la tată, de la cei din jur, da? Sunt mai mult. Foarte bune de folosit. Pentru da. Acest sunt cei mai ușor de manipulat și de folosit. Cine? Sunt cei mai ușor. Copiii, da? Da. Tu știi că schimbarea comportamentului Vanesei a făcut-o pe mama, Liana, să înceapă să caute și să se ducă cu gândul spre autism. Deci schimbarea are loc de câțiva ani. S-a schimbat. Și pur și simplu nu-și recunoaște copilul, fetița, da? Mama. Posibil. Posibil. Are și o jucărie, Vanessa, de care nu se dezlipea de ea, un pluș, un șoricel. Ce legătură ai cu șoricelul ăsta? E telecomanda noastră. Adică? Ce se întâmplă? Adică ne folosim de ce jucărie pe care ea o are. Și e foarte atașată de ea. E ca un senzor, ca o telecomandă pentru noi. Și, dar în ultimul timp nu prea o mai ține peste tot Vanessa jucăria după ea? Ce se întâmplă? A fost un trigger acea jucărie pentru noi. Și când nu are în jur, nu-i neapărat să o folosească. Sau să o folosim noi. De ce Vanessa nu suportă să stea în mulțime, să stea unde sunt mai multe persoane? Că uite, interesul tău ar fi să stea, că tu ai extrage mai multă energie. Nu. Adică? Pentru explică. Că vibrațiile sunt atât de diferite încă nu pot să fac față la toate acele oscilații vibraționale. A, deci ție nu-ți face bine, da? Te deranjează. Da. Faptul că Vanessa și-a schimbat mersul, merge pe vârfuri în casă, este mersul tău? E mersul meu normal. Deci atunci când merge pe vârfuri, ești tu în acel corp, da? Care anim corpul. Da? Da. Asocierea mersului pe vârfuri cu afecțiunea de autism, așa, medicii, da? Asociază, mai toți copiii autiști merg pe vârfuri. Ce să înțeleg de aici? Că acești copii au ca și trăsătură comună o entitate de tipul tău? Da. Care se manifestă prin ei, da? Da. Și?
Pe acei copii sunt goi de esență, cum să nu le folosim corpurile? Păi atunci Vanessa, nici Vanessa n-are esență? Unde este sufletul Vanesei când tu stai în corpul ei? Cu Vanessa e altfel, vorbeam de copii autiști. A, de copii autiști vorbești tu, cei născuți așa. Da. Dar observăm nu că... Nu sunt născuți așa. Dar cum sunt? Cum sunt? Devin. Devin, așa. Deci, practic, ce se întâmplă cu esența lor, cu sufletul lor? Se nasc cu suflet. Da. Și apoi cineva le extrage sufletul? Mare parte din el, da. Și cine sunt conducătorii de proiect? Conducătorii proiectului de autism? Blonzi. Blonzi sunt. Și copiii care manifestă unele semne, unele de autism, dar nu de la vârstă foarte mică, când se pune în evidență autismul la 2-3 ani sau când se pune, ci mult mai târziu, cum este cazul Vanesei, aceste simptome apar datorită influenței voastre, în cazul Vanesei, a influenței tale, a ocupării și posesiei corpului Vanesei. Dar Vanessa nu are autism. Nu are, de asta spun, că sunt și copii în situația aceasta, care mai târziu își schimbă comportamentul și schimbă comportamentul pentru că o entitate ca și tine îi ia în posesie corpul. Asta vreau să spun. Da, dar asta nu e legat de autism. Nu este legat de autism, dar apar niște semne. Uite, mama Liana a găsit, a identificat niște semne ale autismului în manifestarea Vanesei de acum. Dar astea n-au nicio legătură, înțeleg. Doar că ți sunt manifestările voastre. Pot fi anumite semne comune pentru că este comportamentul nostru. Exact. Corpuri. Dar copiii care au autism sunt aproape goi de esență. Am înțeles. Și dar prin copiii care sunt goi de esență, cine se exprimă cu autism? Noi. Tot voi. Deci tu, voi sunteți și în proiectul cu autism, împreună cu Mari Blonzi. Da. Am înțeles. Ok. Blonzi se ocupă de a scoate sufletul din corp. Și de a rămâne fără suflet și fără conștiință prea mare. Și asta se întâmplă repede în primii ani. Și de a pune implanturi și toate ce, da? ce mai necesită acele corpuri. Și dacă vrei să știi încă un lucru important, acest lucru se întâmplă cu acordul vostru oamenilor. Da? Conștient? Pentru că în fizic acționează oamenii asupra acestor copii. Da? Și ce fac oamenii? Adică mama, tata, familiarii? Mama, tata nu înțeleg ce se întâmplă și ei nu știu. Da? Și atunci ce oameni acționează? Doctorii. A, doctorii. De la nașterea lor? Da. Aveți niște doctori în fizic, niște oameni care sunt în programul vostru? Da, avem foarte mulți doctori care colaborează cu noi în programul acesta. Ok. Și cum ce fac anume? Ce sarcini au acești doctori? Cum acționează asupra acestor copii, copilași de la naștere? Au modificat vaccinurile care li se dau. Deci autismul, vorbim în 3D, așa cum percepem noi acest sindrom de autism, are legătură cu vaccinurile. Da. De ce m-ai atacat? Nu te-am atacat. Cine m-a atacat? Scot afară tot și dau o bombă de lumină pură și iubire în jurul meu, dinăuntru meu, în afară. Am fost eu. Cine a fost? Uite-te și o să vezi. Eu nu percep, sunt inconștient. Acum. N-am să spun. Bine, o să aflu. Nu mă interesează. Oricum. Și deschid vacuumul, acest portal direct cu sursa primordială, îl activez că el e deschis și bag cine m-a atacat. Acum este extras. Da? Și trimis în sursa primordială a creației. Cine a fost acum, îmi spui?
Un coleg. Da, am înțeles. Deci tu ai știut de acest atac? Bine, deci vacuumul rămâne deschis. Orice se apropie de sfera mea energetică este absorbit și trimis în sursa primordială a creației. Acum, deci ziceam că am văzut despre autism, am văzut niște doctori cu vaccinurile, există legătură clară între vaccinuri și sindromul de autism, da? Da. Bine. Închidem aici subiectul acesta. Pe mine mă interesează Vanessa. Are multe schimbări în comportament, cum am spus. Toate aceste schimbări vin din caracterul tău, din felul că, din faptul că tu te exprimi prin corpul ei. Și caracterul meu, dar și caracterul ei. Da. Unele lucruri care îmi plac din caracterul ei le evidențiez. Așa. Faptul că jignește dacă este o întreabă ceva părinții, lucruri ciudate care le face, îi jignește? Cine îi jignește? Tu? Așa vorbiți voi? Ca o rasă ce vă pretindeți tehnologizată? Este o metodă de a face pe cei din jur să fie supărați. Acum. Faptul este că un instrument de a accesa emoțiile de care noi avem nevoie și energiile de care avem nevoie. Faptul că nu vrea să dea hainele la spălat, deci voi așa umblați, ne spălați, ne schimbați? Odată ce amprentez toate acele lucruri cu energia mea, când nu vrei schimb, să mai... se duce. Și ce, nu amprentez iarăși? E consum de energie. Deci nu e economicos pentru tine, da? Nu. Faptul că poartă aceiași bocanci care s-au julit și care nu vrea să-i schimbe? Cu bocancii ce mai e? Sunt ai mei. Sunt ai Vanesei, nu sunt ai tăi. Indiferent. Ai muncit tu pentru bocancii ăia? Te-ai cumpărat tu? Sau părinții Vanese? Ca să-i facă amprenta energetică, da. Uh-huh. Nu contează cine i-a creat. Bine, stai un pic să mă mai uit și să te mai întreb. Așa. Faptul că este, că nu-și face ordine în lucruri, că nu acceptă să îi se facă ordine. Cu ordinea ce te deranjează? Atunci când este ordine, este loc de multe energii bune, benefice. Le ascund. Când e ordine? Da. Și atunci nu ție nu-ți plac energiile? Nu. Că atunci când face curățenie, când le ordonează mama, practic zboară și rezidurile, mizeriile voastre de pe acolo. Da, se face curățenie, se golește de energie. Și? Nu-ți mai place? Păi consum alte energie, să împărtășesc din nou. Faptul că nu privește în ochi pe nimeni când vorbește cu ea, se frică să te privească în ochi când ești tu? Vadă. Nu vreau să mă perceapă nimeni sau să mă simtă. De ce? Ce-ți face dacă cineva se uită în ochii tăi când tu ești în corpul anesei? Fură energie. Cum o să fure energie un suflet? Mama? Mama Vanesei, care este suflet, cum să fure energia Alfa Draco, reptilo, ce mai ești? Fură energia rea și o dă pe cea bună, nu înțelegi. Se spală una pe alta. Bine, deci nici asta nu-ți convine, da? Eu că... ca pe un furt de energia mea și ea vine cu energia ei care o spală pe a mea. Ok. Deci te dezenergizează pe tine. Da. Faptul că nu are sentimente, asta știm, da? Că nu, tu nu ai sentimente. Voi nu aveți sentimente, da? Nu simțiți. Nu se bucură de nimic. Rămâne în lumea ei. Așa trebuie. Asta ești tu, așa sunteți voi, da? Da. Nepăsător.
Când o ia mama de la școală, de ce își pune gluga, geaca pe cap și nu vorbește nimic? Când dai detalii despre ce ți se întâmplă, împrăștie energie. E un fel de a cere ajutorul și acest lucru nu e permis. Bullying-ul de la școală este subiect de bullying din partea altor copii. Este perfectă pentru asta. Păi și ție îți place să râdă alte entitățile altor copii de tine? Râde de ea. Am vis. Se energie. Deci atunci când este subiectul unui episod de bullying, tu nu ești în corpul Vanesei. Este Vanessa. Controlez ca să lasă să se întâmple chestia asta, dar tot ce simte, simte Vanessa. Ok, înțeles. Deci ca să-i scazi stima de sine, ca să nu aibă încredere în ea, ca să... Da? Toate lucrurile astea. Faptul că are postura ciudată, stă mai adusă în față. Ia, tot tu ești atunci? Ești mai cocoșat așa? Ca să ne menținem echilibru, trebuie să mergem cu cap în față. Că da, sunetele alea ciudate care le scoate și când a întrebat-o mama, a zis că nu sunt ciudate. Ce faci atunci? Sunt sunetele care le scoți tu, limbajul tău? Câteodată se aude, da. Dar știi că Vanessa a spus că nu ea face așa. Vezi, aici a răspuns corect și a spus că jucăria face așa. Percepția ei este că face jucăria. Ea nu-și dă seama că eu mă exprim. Că se ascunde tot ceea ce face la școală, că nu cere ajutorul, tot ce scrie, tot, absolut tot ce desenează sau citește, totul face pe ascuns. Nu trebuie să știe mama, nu trebuie să știe tata, nu trebuie să știe nimeni. Am învățat-o bine. De ce nu trebuie să știe nimeni? Pentru că își dă energie și este curățată de energie când povestește și când cere ajutor. Se ușurează, practic. Ești cu cineva, da, te ușurează toate energiile acumulate. Nu trebuie să spună la nimeni nimic, trebuie să țină în ea. Acele energii sunt ale mele. Eu trebuie să le ia. Nu alții. De ce nu răspunde când este strigată? Că ești tu în corpul acela și nu e numele tău? Când o strigă, nu o strigă. Când o strigă mama, tata, cineva. Ea răspunde abia 5-a, 6-a oară când este strigată. Nu răspunde că tu ești în corp atunci și nu e numele tău? Eu n-am auzit. N-ai auzit tu? Nu. Ok, deci nu știi asta. Faptul că vrea să socializeze doar online? Nu vrea, nu dorește întâlniri fizice. Am înțeles de ce nu dorește, nu comunică așa. Se pierde prea multă energie. Și în online îți place? Da. De ce aici e bine? În online pot să trimit către stringuri. Vreau către cine vreau să facă legături cu cine vreau eu și este foarte ușor de controlat. Și ce, în fizic nu poți trimi stringuri unde dacă intră într-o mulțime? Nu înțelegi. În fizic ea pierde energie dacă merge în mulțime. Și sunt prea multe vibrații diferite și amprente energetice. Deci ție nu-ți place acolo, da? Nu. Așa, să vedem ce mai... Faptul că își dorește... Am înțeles, mai am o întrebare. Faptul că își dorește să fie băiat, asta ce mai înseamnă? Ce-ai vrut cu chestia asta? Acolo e cea mai mare energie consumată. Când da. Ești mulțumit de corpul tău și când vrei să schimbi totul și nu ai cum. Dar de ce vrei tu să schimbi? În fizic în care să se schimbe corpul, dar costă foarte mult și consumă foarte mult energie și de asta am eu nevoie. Care e metoda care poate să schimbe corpul și costă foarte mult?
operațiile și tratamentele alea voastre. Am înțeles. Faptul că, dar, deci tot ceea, nemulțumirea de cum arată, de aspectul ei, este ceea ce tu îi induci. Pentru că ea este o fată, o domnișorică, drăguță, frumoasă, suplă. Deci nu are nimic în corpul ei fizic care să nu fie plăcut. Interesul tău este. Pe mine. Te are pe tine. Scârbă ce ești, anulez. Număr de la 1 la 3 și mă lași cu Ela. 1, 2, 3. Ela. Te-a obosit. Ia. Curăță Ela de afară toate rezidurile. Și urcă vibrațional dacă este nevoie. Ia-o și pe Liana de mână, ia-o și pe Vanessa. Și urcați într-un portal de vibrații mai înalt. Ok. Acum vreau să aflu ce părere are de ceea ce a auzit, ce părere are Vanessa. Da, acum e un pic bulversată. Da. De ce a auzit, de ce a văzut, de să creadă că a păcălit-o, care a recunoscut această entitate. A păcălit, a văzut, a auzit. Este foarte ușor de păcălit copiii de către aceste entități, pentru că au o minte crudă. Da, și ei nu înțeleg diferența între o imagine normală a unui suflet curat sau o vibrație mai joasă, cum era această înfățișare. Chiar dacă el era urât, ea nu îl percepea, pentru că nu avea noțiunea de urât frumos, de rău bun, de inocenție, spur. Da. Și a ascuns oricum faptul că îi extragea energiile, faptul că îi mai intra în corpul ei. Ea unde stătea ela când ăsta era intrat? Când entitatea, mai ales în entitate. Era în corp, era în corp. Era și acolo. Da, dar cumva adormită, cumva sedată suflet. Deci sufletul ei era într-un control mind. Și el se exprima, practic. Da, și era dat așa, la o parte. Deci, ca și cum ar fi două personalități, două ființe în același corp. Am înțeles. Ce zice acum? Vrea să mai stea cu ființa asta? Să coabiteze în același corp, să se lase manipulată, să-și facă asta uneori? Spune că nu, dar văd în același timp milă și atașament față de el, emoțional. Deci cumva... Pentru că a stat foarte mult timp de când era foarte mică. Da, hai să-i dăm... Îl percepea ca pe un prieten, ea nu vedea că îi face rău, nu înțelegea, nu simțea lucrurile acestea și văd acea milă față de el. Vezi cât e de inocentă? Pentru că un suflet așa este. Hai să-i dăm informații, Ela, ce este mila, care este diferența între milă și compasiune și tot ceea ce știm noi. Da, uite, îi facem că, zicea, unde o să dispară dacă, zice, ce o să se întâmple cu el? Zice, nu vreau să dispară, spunea ea. Să stea liniștită că ăsta nu dispare, e un aspect sau ce-o fi aici. Cine scapă de ăsta? Decât dacă îl trimitem în sursa primordială. Hai acolo. Să facem o bulă informațională de cea mai înaltă vibrație cu tot ceea ce noi știm și cunoaștem. Și o dăm Vanese ca să aibă toate aceste informații și toate aceste cunoștințe despre aceste ființe, despre ce înseamnă milă, despre toate aceste atașamente și emoții. Da, ok, o asimilează. Da, spune ok, acum înțeleg. Acum înțeleg, spune ce a încercat să facă și ce a făcut cu mine. Da, și înțeleagă ce înseamnă aceste ființe, că sunt întoarse de la lumină. Ele trebuie să paraziteze suflete și corpurile lor pentru a se susține, pentru că altfel mor
Da, înțelege toate acțiunile care le-a făcut. Înțelege și faptul că ea a dat-o pe ea la o parte și a acționat i-a prin furat corpul. Da, prin corpul ei și înțelege și vede și cât rău a făcut părinților celorlalți, din jur și ce supărări și ce emoții a adus și ce îngrijorări a creat. Da, zice, ok, vreau să plece de tot. Înainte să plece, să-i ceară contractele, permisiunile, tot ce a dat. Nu să-i ceară lui, să le ceară în conștiința, din conștiința universală, din conștiința ei. Da, le cere, vin. Vin aceste înțelegeri, acorduri. Contract, da, este și un contract. Ok, le arde. Le arde complet, se dizolvă, dispar. Ok, și acum să deschidă un portal cu sursa primordială a creației. Da, a deschis un portal de cea mai înaltă vibrație către sursa primordială și îl bagă acolo. L-a împins. Ok. Închide portalul. Închide portalul. Stai un pic, eu las să vorbesc și cu Liana, să văd cum este Liana. Da. Ai adormit? Nu, nu. Ești bine? Nu, am tot încercat că, nu știu, m-am deconectat, iar am încercat. Aha, așa se întâmplă. Adică am simțit, da. În valuri, da? În hipnoză nu stăm permanent, trebuie să ne modulăm vibrațiile și intrăm, ieșim la început mai ales, da? Uh-huh. Ce ai mai perceput? Ai perceput ceva din tot acum, ceea ce am realizat? Nu am vizualizat ceea ce nu. Am descris. În orice fel poți să percepi, de-aia te întreb. Da. Percep. În schimb, am văzut tot felul de imagini care apăreau, dispăreau, fumurii, mai după aia se mai luminau, iarăși. Deci intrai într-o formă de hipnoză, da? Bine, hai că mergem mai departe. Deci ești liniștită și da, atentă la ceea ce se întâmplă aici, da? Da, nu sunt bine. Bine. Ok, ăla de ce ăsta l-am băgat? Ne uităm în sfera energetică acum și vedem dacă mai sunt alte entități a Vanesei, dacă sunt implanturi și ne uităm și la corpul emoțional și corp mental. A fost o entitate cea care te-a atacat pe tine, una da, micuță, prietenul ăsta. Da, una așa mai micuță, mai jucăușă, tot sărea, așa l-am văzut, dintr-o parte în alta. Și te-a atacat. Dar l-am trimis. Da, de ce vrea, vrea să lași în pace, vrea să nu mai pui să nu mai pun întrebări, da? Da, și zicea. Dar ce era tot de alu ăsta, aceeași specie, rasă? Era diferit ca formă. Arăta altfel, dar erau cumva trimisul lui în sensul de făcea ce se zicea ăsta. A, ajutorul, era un fel de rombă. Sclavul ăstuia. Da, da, da. Asculta. Deci el făcuse acțiunea până la urmă, prin ăla. Da, i-a dat comandă. Gând, da, să te scoată ca să-l lași în pace, să nu mai pui. Bine, dacă să... De-aia el a început să râdă și a spus că n-a fost. Da. Dacă are permisiune, tată, Vanessa, și acestui, să zicem, robot executant al entității, a lui Mulin. Da, l-ai trimis atunci. L-am trimis, dar dacă Vanessa are acord sau ceva, să-l ardă. Prin acea entitate avea, da. Deci acordurile erau pentru... Prin el și pentru... Ok. Deci nu are direct. Asta, nu știu cum să-i spun. Nu are direct nimic cu asta, da? Nu, acorduri doar. Să le ardă și acordurile. Da. Okay. Bine, implanturi, deci era la cap. Da, la cap. Se le scoată, cum le identificați, le scoate și le arde. Da, la cap. Capul venea așa până pe ochi, gură, pe tot capul. Deci venea pe tot capul. Ok, a scos afară tot.
arde, ok, l-a ars acest implant. Spălăm tot capul cu lumină pură, curățătoare, purificatoare și umplem toate organele capului, creierul, ochii, nasul, gâtul, glanda tiroidă, urechile, tot, toate căile respiratorii, le umplem cu lumină pură, așa, corpul mental, la fel, le eliberăm de acest control mind care l-a făcut acest implant, ștergem și toate emoțiile aferente acestor idei autoinduse, gânduri, programe, vorbe spuse, vrute, nevrute, conștiente sau inconștiente. Toate acestea se scot afară, se dizolv, se ard. De asemenea, scoate corpul mental și îl desface. Scoate afară, de fapt dă comandă să lumineze toate programele care nu sunt ale ei. Da, și care au fost induse de, de acest control. Și care nu sau care sunt ale ei, dar nu acționează în interesul ei cel mai bun. Da. Scoate afară și programe care au fost transmise prin ADN de la părinți, nebenefice. Da, acele programe, acele bucăți de ADN, da, ies afară, se ard, se dizolvă, da. Am o întrebare, Ela. Deci toți copiii știm că sunt parazitați. Aproape toți, eu știu, 99%. Deci sunt parazitați de mici. De ce unii ajung să fie posedați, iar alții nu? De ce depinde? Adică rămân într-o... De programele karmatice și de programele karmatice a părinților. Ok, deci de karmă și ce cu contractele cu care vin în această încarnare, de la consiliile de încarnare, da? Da, da. Da. Sunt conviși ca să accepte acest fel de experiență. Auzi, dar eu mă întrebam că poate unele suflete sunt mai, cum să zic, mai puternice și nu dă voie. Să, efectiv, nu le dă voie să instaleze în corpul lor. Chiar dacă au această... Chiar dacă au karmă, contract și asta. Nu este asta. Deci dacă vin în acest contract karmatic, în acest acord... Respectă întocmai. Da. Îl respectă. Mai ales că este implementat de mic copil, când nu are discernământ, nu are logică, nu are conștiință. Da. Ok, Ela. Deci a scos programele, a scos emoțiile. Hai să se umfle, să-și caute punctul și să facă și Liana asta. Punctul cel mai luminos, de vibrația cea mai înaltă, cu lumină pură și iubire din interiorul ei, să se umple, să le expandeze și să scoată afară orice reziduu de vibrație joasă, orice energie și tot ceea ce nu este de vibrație bună. Înaltă. Da, iese afară absolut tot. Rezidurile, toate efectele. Da. Și peste tot rămâne purificat, curățat și umplut cu lumină pură de cea mai înaltă vibrație. Curat, strălucitor și vibrant. Liana, cum este acum? Cum o vezi? Văd mult mai liniștită, mai strălucitoare. Dar ceea ce percep acum în acest moment din... Este o entitate, eu percep că este a soțului care trimite săgeți către ea, către Liana. Arată Lianei că acele săgeți pot să o penetreze, să-i penetreze sfera energetică dacă ea se lasă antrenată în anumite energii joase care rezultă în urma unor anumite acțiuni care le face soțul sau discuții sau așa. Deci ca să nu fie atinsă. De ceea ce trimite acea entitate, trebuie să stea în să fie conștientă și când el generează astfel de situații, de vibrații joase, ea să stea în poziția de observator, deci să nu intre în ele.
Da, și să-și facă ziduri de lumină pură de cea mai înaltă vibrație între el și ea. Să zic că pun ziduri de lumină pură de cea mai înaltă vibrație între mine și soțul meu, se, și cum îl cheamă. Și orice el trimite sau transmite către mine nu o va ajunge la mine, nu, nu mă va afecta și se va dizolva. Și poate să-și facă și ea acel portal de lumină pură de cea mai înaltă vibrație către sursa primordială pură și să fie absorbit imediat orice, orice săgeci, orice stringuri, orice gânduri trimise. Entitate, dacă ce entitate acțiune. Care încearcă să facă acțiuni sau să intre în sfera ei. Să-i pună și scrisoare de intenție la toate entitățile de pe oriunde. Da, și aceeași sfer, aceeași portal de lumină pură să-l facă și Vanessa. Ia să-i să întreb pe Liana. Liana, e curățat soțul? Da. E curățat. Atunci la hai să-i trimitem informații soțului okay. Și să-i arătăm că deși a fost curățat. Da, s-a reinterferat. Facem o bulă de lumină pură, informațională, cu toată informația pe care noi o deținem. Și o trimitem lui. Da. Ok. Entitatea care oare încearcă să distrugă aceste bule. O trimitem în așa fel încât să se lipească de pieptul lui, de plexul lui solar. Ok. S-a lipit. Și să înceapă să o asimileze. Și dăm și instrucțiunile, oricum știe, a mai fost curățat ce are de făcut, îi dăm și instrucțiunile să-și facă singur curățare. Da. Și ceară contractul și să trimită se entitatea. Afară, da, se scoate afară, se înghețe, se blocheze, se scoate, să ceară contractul și se trimită pe portal de lumină, să nu le mai permită să intre în câmpurile lui, să le pună și scrisoare. Ok. Da. Acum, Ela, dacă sunt ok, fetele, da, și-a făcut și portalul de lumină pură în câmpurile lor, care va absorbi orice vine către ele. Da, sunt curate acum. Hai să le arăți. Adică, de fapt, număr de la 1 la 3 și merg să se întâlnească cu sinele sau partea lor eterică, sinele cel mai înalt. 1, 2, 3. Da, s-au întâlnit fiecare. Cheamă și mintea. Da, a venit și mintea fiecăruia. O spală, o curăță, o purifică de toate programele, ideile, emoțiile, de toate rezidurile. Așa și o integrează. Și număr de la 1 la 3. Și toată lumea, și eu și tu, și Liana și Vanessa, mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Da, suntem în sursă cu toții. Își caută matricile originale. Da, le-a găsit fiecare. Le spală, le curăță, înlocuiește bucăți care au fost modificate, schimbate, se repară, se regenerează în totalitate, se luminează complet și o integrează fiecare. Hai să facem declarația de suveranitate la. Da. Declar acum și aici că anulez și decreez pentru totdeauna orice contract, orice permisiune, orice promisiune pe care am făcut-o cu orice ființă, de plus cu plus sau minus, sau neființă, adevărate sau false, orice linie temporală, adevărată sau falsă și în afara timpului, în orice loc din univers, pe orice corp ceresc, pe stația entităților, plan dimensional, oriunde, toate sunt anulate și decreate.
De asemenea, șterg amprentele de pe oriunde a experimentat. Cheamă tot ADN-ul de oriunde, îl purifică aici în sursa primordială a creației și îl integrează. Cheamă și bucățile de suflet, tot așa le purifică și le integrează. Retrage informația, tot ceea ce a experimentat, tot ceea ce ține de el ca suflet, o retrage în el, din orice bază de date, biblioteca akașică, biblioteci ale entităților, din orice copii de baze de date, oglindiri, ce or mai fi, din orice plan dimensional și din toți creatorii prin care a trecut. Toată informația este în suflet și în sursa primordială a creației, ca el ca și bucată din sursă. De asemenea, ce mai avem? Ce face cu linia experiențială? Ce vor să facă? O ard, amândouă. Soartă. Da. Hai să vedem ce ne spune Vanessa. Ce experiență a plăcut? Unde ai experimentat și a plăcut cel mai mult? Văd o altă galaxie. Da. Tânără. Galaxia e tânără? Da, zice, nu da. A luat naștere, mult mai tânără ca decât galaxia noastră. Zice, fac parte din primele fragmente din acea sursă de acolo. În acel suflet, supra-suflet. Și cum acea galaxie este încă tânără, zice, nu sunt foarte multe tărâmuri de experimentat încă acolo. Am venit aici, în această galaxie, ca să se antreneze. Să se antreneze, să ia informație, să ia cunoștințe și spune, mă voi întoarce ca să ajut la crearea acelei galaxii. Câte suflete au plecat în misiunea aceasta, de acest fel? De acolo? Uh-huh. 24 de milioane de bucăți de de supra-suflet. De suflet, da, adică suflet. Da, adică totuși. Bucățile de supra-suflet sunt părți eterice, da? Și dezvoltă, da. Se dezvoltă ca și suflet în experiență. Da? Da, și spune, când mă voi întoarce acolo, voi fi eu un supra-suflet. Mm-hmm. Da, atunci are de adunat experiență, da. Informații. De aceea a venit să experimenteze aici și când se va întoarce acolo, se va întoarce ca un supra-suflet care va crea la rândul ei. Așa spune. Și câte experiențe a avut în total până acum prin galaxia noastră sau și prin galaxia cealaltă? Deci în afara Terei. În afara Terei, în această galaxie a avut 472 și pe Pământ 93. Deci un suflet tânăr. Tânăr. Da. Un suflet tânăr. Bine. Ce abilități, ce îi place să facă ca și suflet? Care ar putea să, de care ar putea să folosească în această experiență? Ca și Vanessa. Design, spune. Da? Designer, de orice fel.
vestimentar, de interior, de orice fel, design, să fie totul legat de design. Păi până acum n-a prea arătat, că era Mulip, nu-i plăcea cu designul, cu lucrurile astea lui Mulip. Deci înțelege că nu trebuie să mai permită nimănui să ia în posesie corpul, să se exprime prin corpul ei fizic? Da, înțeleg. Este o responsabilitate asta pe care o are sufletul atunci când intră într-un corp, vine în 3D. Da, înțelege și spune că de aici înainte va încerca să-și păstreze vibrația cât mai sus posibil. Văd că cere ajutorul și mamei în privința asta, ca să o ajute să conștientizeze cât mai multe. Din fizic, adică da, și o roagă să fie lângă ea. Și îi mulțumește pentru toată iubirea și răbdarea de care, pe care o are ea și a dat dovadă. Îi pare rău și cere iertare pentru... Nu trebuie să-i pară rău. Deci să scoată afară părerea de rău. Pur și simplu. Spune că a cauzat multă suferință și de acest lucru îi pare rău. Da, dar mai ales în relația aceasta părinte-copil, chiar și în 3D, părinții pot să treacă peste multe lucruri, da? Nu se supără. Și această părere de rău se poate transforma ușor în vinovăție, care este o vibrație frată, da. Și trebuie să înțeleagă că să scoată afară această părere de rău și orice vinovăție și remușcare care se poate să scadă vibrațiile din nou. Da, înțelege acest lucru. Bine. Hai să... Deci cu designul să vedem ce s-a întâmplat, da? Asta ar fi frumos, ar fi bine să facă, iar place. Da, și dacă și Vanessa. Da, uite, și legat de arhitectură, văd. De arhitectură. Da, deci și să fii arhitect și acolo tot de design. Exact. De? E creație, creează. Da, și de design interior și de artă. Și legat de artă, deci tot ce ține de artă, de design. Oricare din domeniile astea legate de design. Bine. Pe orice ramură. Okay. Hai să-și facă, să-și activeze și Liana și Vanessa să-și activeze programul de ieșire din Matrix. Da, l-au activat. Să activeze și programul de vindecare, regenerare a tuturor structurilor până la inclusiv structura fizică. Da, l-au activat și pe acesta. Arată-le, lasă-și facă sfera cu dorință de materializare, de materializat, unde își pune dorințe, își pun dorințele lor, atât a părții conștiente, cât și a părții subconștiente, a sufletului. Da, și văd și aici sufletul pune legat de artă, dorința de a face art. Ca să se exprime în vibrații înalte, da? Da, și tot ce, uite, vezi, tot ce este legat de artă și de creație și de design este energie feminină. Da, știm și asta. Ea este feminină și ceea ce încerca să o facă să se simtă ca un băiat era entitatea, nu ea. Exact. Numai că să aibă grijă să se exprime ea, dacă se va ocupa de artă, să se exprime el, sufletul. Da, să în acea artă, pentru că vedem acum niște creații, niște de modă, niște ce mai vedem pe Facebook, care nu cred că se exprimă sufletele. Nu. Cred că se exprimă de Mulip. Cred că Mulipii sunt prin cei care creează acolo, da? Da, dar va înțelege acest lucru. Văd că înțelege și va ști să-și ridice vibrația și să creeze prin inspirație pură, exact, de cea mai înaltă vibrație. Ce grad de conștientizare are acum el? Acum are 28. Super! A urcat foarte mult și crește. Da. Un proces, da? Da. Și Liliana, văd că are 32 acum. Liana, ok. Deci crește. Da. Bine, la... Păi...
Număr de la 1 la 3 și toată... A, nu, hai să ne energizăm și noi sferele noastre de materializare. Da, să fac și ele bulele și facem și noi în același timp. Pe toate și... domeniile, pe toate planurile, orice dorință, orice proiect. Suntem gata, îmi spui? Da, suntem. Ok, număr de la 1 la 3 și toată lumea venim aici prin canalul ei de abundență benefică. 1, 2, 3. Da. Tăiem toate legăturile, oricine și orice. Taie toate, arde toate ritualurile, Vanessa. Și Liana, care le-au fost făcute sau care au făcut altora. Da, le arde pe toate. Transmit informațiile din această sesiune și tot ceea ce benefice către toate sufletele care le-au cunoscut prin experiențele lor. Să trimită informații și încă o dată și soțului Liana și tatălui Vanesei și fiului și fratele Vanesei. Da, facem bule informaționale și trimitem tuturor persoanelor dragi, membrilor familiei și tuturor sufletelor cu care au experimentat vreodată în toate existențele lor. Mm-hmm. Ca suflet. Okay. Să taie și să ardă cordoanele umbilicale. Da. Să facă bulele, acele sfere de lumină pură și iubire și să le trimită pe arborile genealogic, din partea mamei, din partea tatălui. Liana mai trimite încă una, două, către copii și să ardă tot ceea ce, toate programele, tot ceea ce s-a transmis prin ADN, nebenefic, ca și programe. Da, se arde totul. Totul merge până la... Karma comună s-o ardă. La, pe 12 generații văd că se arde tot. Și karmele comune. Da, și toate karmele și nodurile karmatice și toate programele karmatice din toate existențele. Foarte bine, da. Acum să ne curățăm casele, mașina, pe care ce vrea să curețe, locul de muncă. Da, da, cu bombe de lumină. Vanessa de la școală cu bombe de lumină în camera ei. Închid toate portalurile de peste tot. Peste tot în casă se dă cu bombe de lumină. Se umple casa cu lumină pură. Se dizolvă toți egregorii, toate gândurile, toate emoțiile. Sunt scoase afară toate entitățile. Mm-hmm. Erau vreo două entități pe acolo care se plimbau, ale locului. Da, ale locului. Da. Au ieșit pe un portal. Așa, îmbrăcăm școala. Diana să-și facă și ea portalul acela permanent cu sursa primordială a creației. Nu știu pe când l-a făcut. Da, le-au făcut amândouă. Bine. Da, le-au făcut amândouă. Îmbracă școala în lumină pură și de acolo de la școală se dizolve și se trimită lumina pură tuturor colegilor ei. Și informații. Și informații. Și să se dizolve toți egregorii, toate emoțiile trăite de ea. Să le trimită, să le facă scrisoare de intenție la toate entitățile colegilor, să le arate portalul direct care l-are deschis, direct cu sursa primordială, și să le spună că dacă o mai agresează sau mai fac acțiuni sau trimit către ea, vor fi absorbite de portal și trimise în sursa primordială. Da, a pus această scrisoare, le-a trimis-o tuturor. Ok, da. Acestea okay. Fiind spuse... Mai îmbrăcăm și mașinile. Da, ok. În lumina pură. Ok, bun. Dacă vrea să transmită ceva, părții fizice, eu știu, cuiva... Să nu mai fie atât de emotivă,
să aibă mai mult curaj, să aibă mai mult curaj în a spune nu colegilor. Spune să aibă mai multă îndrăzneală, dârzenie, să capete încredere în ea, în forțele ei. Și în puterea ei de creație. Puterea ei, da. Și mai spune să aplece urechea și să asculte la vorbele mamei, de la care are foarte, foarte multe de învățat. Și care în viața 3D, mama este cea în care, cel mai bun prieten al nostru. Da? Da? Cel mai sincer, cel mai motivat. Îmbrățișează, transmite iubire, multă dragoste și iubire și îmbrățișează. Okay, da. Da. Noi le mulțumim pentru această investigație, ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm sufletele Liane și Vanesei să alunece ușor în corpul lor fizic. Opresc înregistrarea aici.